În numele Domnului Iisus Hristos, deschidem Sabiul Divin cu imnul Deschidem ochii, imnul cu numărul 639. Tatăl nostru care locuiește în ceruri, sfințească-se numele Tău. Amin. Venim în numele Domnului Iisus să-ți mulțumim pentru harul care încă ne-l oferi. Îți mulțumim pentru acest timp de pace. Mulțumim. Pace în țara noastră, în orașul nostru, în comunitatea noastră. Îți mulțumim și te rugăm să ne binecuvintezi cu Duhul Tău cel Sfânt. Inimile noastre să priceapă adevărurile Tale. Mărește-ne credința, te rugăm. Și binecuvintează pe servul de care te folosești să împartă drept cuvântul Tău și împreună să te slăvim în vecii vecilor. Amin. Amin. Pentru mulți dintre pionierii noștri, dăruirea nu era ceva ce făceau doar la biserică, în timpul unui apel. A dărui era un mod de viață. Fratele Stefan Heskel și soția sa Mary
Muciseră timp de 20 de ani pentru o căsuță lor. În cele din urmă, după toți acești ani de muncă din greu și economisire cu greu, a reușit să obțină un titlu de proprietate pentru căsuța lor. Încă se bucurau că scăpase de ipotecă când au primit o veste, vestea unei crize financiare la Battle Creek. Era nevoie imediată de $3,000. În liniște, familia Haskell a mers să-și reipotecheze proprietatea, apoi a trimis banii la sediul bisericii pentru ca să ajute la diminuarea crizei financiare. Stephanie și Mary au considerat că este un privilegiu să fie parteneri ai lui Dumnezeu și să-i ajute pe alții. An mai târziu, Stephen spunea că Dumnezeu îi răsplătise de 10 ori mai mult în orice privință. Dar noi suntem gata să devenim partenerii lui Dumnezeu și să ajutăm pe alții să înainteze lucrarea lui Dumnezeu? Colecta din sabatul acesta este destinată bugetului misiunii mondiale. Părinte, ne prezentăm înaintea ta din nou și vrem să aducem mulțumirile noastre pentru toată purtarea ta de grijă de până acum. Mulțumim! Îți mulțumim, Doamne, că te-ai îngrijit de nevoile noastre. Mulțumim că am putut să venim și noi cu darurile noastre înaintea ta. Te rugăm, Părinte, să le binecuvintezi și să ajuți, Doamne, ca lucrarea ta să meargă mai departe și numele Tău să fie cunoscut pe tot pământul. Binecuvintează și ceea ce ne-a rămas pentru nevoile noastre și ajută-ne ca să fie destule pentru trebuințele noastre și în același timp să avem ochii deschiși pentru cei din jurul nostru care au nevoie și duc lipsă. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Doamne, te-am rugat toate aceste lucruri. Amin. Amin.
am să o invit aici pe sora Dana Matei să vă comunice ceva frumos. Pacea Domnului. Ceea ce vreau să vă comunic este că, adică nu e ceva ce nu știți. Cei care ați frecventat biserica în ultimul timp știți că s-au făcut numeroase apeluri să vă rugați pentru copiii bisericii noastre, cei care au susținut examene de capacitate, de bacalaureat, de admitere la facultate. Într-un final, toate așteptările au luat sfârșit, toți au fost admiși și mulțumim lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a îngrijit de fiecare în parte și a trimis pe fiecare acolo unde are un plan cu el. Aș vrea, dacă doriți și dumneavoastră, să înălțăm o scurtă rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Amin. Dumnezeule mare care locuiești între heruvimi, îți mulțumim pentru toată grija pe care ne-o porți, pentru dreptatea ta, pentru bunătatea ta, pentru toată dragostea pe care ne-o arăți clipă de clipă. Mulțumim. Ți-aducem recunoștința noastră pentru felul în care ai lucrat în viețile copiilor noștri. Mulțumim. Îți mulțumim pentru că pentru fiecare tu ai un plan și vreau să binecuvântez, Doamne, pe toți părinții și pe toți Amin. Cei care s-au rugat pentru acești copii. Amin. Te rog să le binecuvântezi viața și să le dai îndemnul să aibă recunoștință față de tine, să își predea viața ție, iar noi îi lăsăm în brațele tale pentru că suntem siguri că acolo sunt în siguranță. Amin. Încă o dată suntem recunoscători pentru tot ce lucrezi pentru noi și te rugăm să ai în continuare grijă de toți, copii, mici, mari, tineri, persoane în vârste, copii ai tăi, suntem toți și îți mulțumim pentru lucrul acesta, Tată. În numele Domnului Iisus îți mulțumim, te lăudăm și te preamărim acum și în veci de veci. Amin. Amin. Mulțumesc. Pacea Domnului și bine v-am găsit! Să continuăm povestirea noastră pentru copii și pentru cei mari și mai în vârstă, pentru mămici și bunici, pentru toți, da? Unde sunteți copilași? Unde? Acolo, da, v-am văzut, bravo, bravo, sunteți acolo, abia așteptat, știu. Astăzi vom continua povestirea despre Ellen Harmon. Da? Știți cine este Ellen Harmon, copii? Da, așa, bravo, sora Ellen, viitoarea Ellen White, așa. Am ajuns la povestirea Croșetând pentru Iisus. Vreau să întreb, fetițele care sunt mai mărișoare, știu să croșeteze? Da? Știți ce aceea să croșetați? Sau nici nu n-ați auzit de așa ceva? E, să vedem ce făcea sora White. Sora Ellen, pardon. Într-o zi, acolo unde locuia familia Elenei, a venit un predicator dintr-un alt stat și numele lui era William Miller. El le arăta că Biblia ne spune că Iisus trebuie să vină din nou pe pământ foarte curând. Domnul și doamna Harmon se duceau să asculte predicile lui. Copii, știți cine era domnul și doamna Harmon? Bravo, bravo, știți! Își luau cu ei Bibliile, că își doreau să caute toate versetele pe care le amintea pastorul. Voi aveți Biblie cu voi ca să căutați și voi textele care se aud aici la amvon? Da? E, altă dată o să le luați cu voi, da? Așa, și copiii și cei mari și mici trebuie să aibă Biblia cu ei. Soții Harmon erau fericiți să vadă că tot ceea ce spunea domnul Müller era conform Bibliei. Dar mulți nu voiau să creadă, așa că unii râdeau la gândul că lumea va trebui să se sfârșească. Toți aceia care credeau începeau să se pregătească să-L întâmpine pe Iisus pentru revenirea sa. Voi, copilași, vă pregătiți pentru revenirea Domnului Iisus? Da? Nu aud.
Copilașii, nu mă aud ce spun. Bine. În timp ce Elena l-asculta pe domnul Müller, amintind despre momentul în care Domnul Iisus va reveni pe pământ, se gândea cât de minunat va fi. Cu siguranță că el îi va face frumoasă și înfățișarea feței ei. Dar ce avea fața ei, măi copilași? Băieții de sus. Dar nu mai văd copii decât acolo sus. Așa, ia spune tu, ce avea fața lui Ellen Harmon? Așa, bravo, foarte frumos, frumos, mulțumesc, așa este. Și ea abia aștepta să vină Domnul Iisus ca să-i repare fața, nasul care era deteriorat. Dorea cu înfocare ca toți oamenii din lume să creadă că Iisus va reveni. Dar ce am putea face și noi să-i ajutăm pe oameni să creadă că Iisus va reveni în curând? Putem să ajutăm și noi cu ceva? Da, cam în ce spuneți. Foarte bine. Ei se întrebau și mereu cele două gemene se întrebau împreună cu Sara, sora lor mai mare. Știți că Elena avea o soră geamănă și încă soră mai mare și mai mici. Foarte bine, spunea tatăl lor, auzindu-le, să le dăm niște cărți și reviste prietenilor și vecinilor noștri ca să poată afla și ei despre revenirea lui Iisus. Voi dați cărți și reviste prietenilor voștri? Da? Reviste din astea de ale noastre, de la adunare și cărți, da? Da. Așa, să dăm și noi. Foarte bine, spuse tatăl lor. Ați putea să economisiți și voi niște bani ca să cumpărați astfel de publicații. Ce minunată idee, răspunseră bucuroase fetele, dar de unde să avem noi bani? Strângeți și voi niște bănuți acolo ca să aduceți la biserică și să luați niște cărticele? Da? Da, am auzit ceva unde mai slab. Foarte bine, foarte frumos. Atunci familia a ținut un sfat să vadă în ce fel s-ar putea găsi o cale ca și fetele să aducă niște bănuți pentru lucrarea lui Iisus. Și chiar atunci le-a venit o idee salvatoare. Domnul Harmon era de meserie pălărier, adică făcea pălării. Astăzi nu prea se mai poartă. Și dacă îl va ajuta la treabă, le va plăti pentru munca lor, putând de să obțină banii necesari pentru publicații. Așa că Ellen, împreună cu surorile ei, au început să-l ajute pe tatăl lor la confecționarea pălăriilor, iar el le plătea în fiecare săptămână pentru tot ceea ce făcea. Voi ajutați pe mama și pe tata la vreo treabă și să vă dea câte un bănuț? Da? Poate. Cu toate acestea nu era destul, astfel că Ellen se gândea că dorea să facă și mai mult pentru a ajuta lucrarea misionară. Știu eu ce am să fac, zise într-o zi. Eu pot să îmi plătesc bine și am să fac ciorapi ca să-i vând. Mai face cineva de aici ciorap ca să-i vândă să ia niște bănuți pentru lucrare? S-a uitat. Și chiar așa a făcut și Ellen. Poate mai face cineva, putând să câștige câte 25 de cenți pentru fiecare pereche. Nu era mult, dar curând fetele au strâns o sumă bună de bani cu care să cumpere cărți și reviste pe care să le dea prietenilor și vecinilor ca să afle despre revenirea lui Iisus. Deci și fetele și alții care știu să croșeteze pot să facă câte ceva, să vândă și să cumpere cărți să le dea la alții, da? Ellen era încă slăbită după accident și trebuia să mai stea multe zile în pat, dar mama și surorile o sprijineau cu perne, așa ca să poată împleti fără întrerupere. Era fericită la gândul că poate să facă ceva pentru Iisus, pe care îl iubea atât de mult. Deși era foarte tânără, era de fapt o adevărată misionară. Domnul să ne ajute ca și noi să facem câte ceva pentru cei din jurul nostru. Da? Și copilașii și...
Bine ați revenit și în dimineața aceasta, pacea Domnului. Pentru cei care ați venit acum dimineața, vă spun bine ați venit. Atât membrii comunității, cât și oaspeții de pretutindeni, frați, surori din alte comunități, prieteni, fratele Popescu, mă bucur că vă văd, sora Moroșeanu, vă mai văd acolo pe Facebook, mai puneți câte ceva. Da. Vă mulțumim frumos și vreau să rog biserica să împovărăm pe sora Moroșeanu, să ducă salutul nostru comunității către Torino. Cine este pentru? Ca să meargă salutul către... să le spuneți că iubim și că vrem să ne întâlnim la Marea de Cristal, dacă nu în viața aceasta. Aș vrea să abordăm un subiect extraordinar de important și actual. Odată am fost împotriva voinței mele citat ca martor la un proces. Trebuia să-mi dau mărturie. Am avertizat în capul locului că voi spune adevărul. Chiar dacă va fi în defavoarea celui care m-a chemat să dau mărturie. Acea sală mare, care este delimitată de completele de judecate, sălile de judecate, se numește Sala Pașilor Pierduți. Oamenii își pierd identitatea acolo. Se rup acolo. Și până să-mi vină rândul la o oră să depun mărturia în fața completului de judecată, am luat și eu și am lecturat ordinea pe fiecare sală. 45 de divorțuri cu copii. 45 de divorțuri cu copii. Căsnicii distruse, rupte, desfăcute. Și mi-a pus întrebarea, de ce? Ce se întâmplă? Care să fie problema aceasta? Problema o găsim în Biblie. Cum o rezolvă el? Biblia spune care este problema. Am dat pe concordanță și am găsit în Vechiul și Noul Testament, am scris cuvântul zid. Că vom vorbi despre zid. Zid. Despre el vom vorbi. Și concordanța mi-a dat 66 de texte care spune, amintește în acele versete despre cuvântul zid. Și mai sunt și alte versete când scrii zidurile. Am selecționat câteva dintre acestea și vă rog să-mi permiteți să vă amintesc câteva dintre ele. Zidurile care sunt prezentate în Sfânta Scriptură simbolizează sau sunt reale în funcție de context și de verset. Sunt pentru viața de credință sau îmi scot în evidență că sunt lipsit de credință sau sunt îndepărtat de Dumnezeu, despărțit de un eventual zid. De exemplu, acei psalmi care îți aduc multă, multă speranță în încercări, când ești trist, când te lupți, când ai o problemă și vrei să-L lauzi pe Dumnezeu. În psalmul 18, cu versetul 29, citim: cu tine mă năpustesc asupra unei oștiri înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Adică nimic nu poate sta împotriva unei armate trimisă în numele Domnului. Și mi-amintesc de Erihon. Avea niște ziduri imposibil de cucerit din punct de vedere omenește. Și de dărâmarea zidurilor s-a ocupat oștirea lui Dumnezeu. De nimicirea Erihonului s-a ocupat armata lui Israel. Pentru că Dumnezeu dăduse acestei cetăți multă vreme și mult timp de întoarcere, dar nu s-au întors. Și să nu creadă cineva că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii așa cum sunt, că toți sunt salvați, indiferent cât ar fi de răi, că este prea bun ca să pedepsească. Nu. Sufletul care păcătuiește, este scris, va muri. Sufletul va muri. În Psalmul 62:3 mai găsim ceva legat de acest subiect.
până când vă veți năpusti asupra unui om, până când veți căuta cu toții să-l doborâți ca pe un zid, gata să se surpe. Atunci când Dumnezeu a scos poporul, a eliberat poporul prin mâna lui Moise din Egipt, au fost acolo foarte, foarte multe fenomene supranaturale. Și acestea n-au rămas netransmise urmașilor celor care au fost în Egipt. În Psalmul 78 cu 13 se scrie despre un zid extraordinar pe care numai Dumnezeu îl poate crea. A despățit marea și le-a deschis un drum prin ea, ridicând apele ca un zid, Marea Roșie. Psalmul 78 cu 13. În Proverbe, capitolul 10 cu 29, avem scris frumos, 10 cu 29, calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. Calea Domnului, dacă cineva încearcă să se atingă de calea aceasta, s-ar putea să dea de un foc acolo care nu poate fi stins, e un foc veșnic. Amintiți-vă de Sodoma și Gomora, care n-au putut să scape de focul acela. Amintiți-vă că într-una din plăgile care a căzut peste Egipt a căzut grindină și foc. Interesant lucru. Eu credeam că apa stinge focul. Când a avut loc Marea Apostazia Alfa a Bisericii, Apostazia Alfa, când a apostaziat doctorul Kellogg, când a căzut în criza panteismului și când Ellen White vehement, în nenumărate ori, a avertizat familia să nu-și trimită copiii acolo, acest om strălucit, eminent de alminteri, dar datorită mândriei și aroganței, n-a putut, a căzut, satana l-a biruit, a construit o tipografie în care tipărea ceva. Ei crezuse în criza, în erezia panteistă. Dumnezeu este prezent peste tot, e și în frunză și floare, în orice loc, în orice punct, în atom, în orice. Dar dacă e prezent peste tot, ce nevoie mai avem de sanctuar? Dacă e prezent peste tot, ce nevoie mai avem de templu, de cruce? Ce nevoie mai avem de sângele Domnului Hristos, dacă este peste tot prezent? Ce nevoie mai am nevoie să vin aici, dacă este prezent? Asta este criza panteistă. Și tipărând aceste broșuri, serva Domnului a fost avertizată într-o vedenie de noapte. Am văzut un înger al Domnului cu o sabie îndreptată către tipografia de la Bethel Creek. Și într-adevăr, tipografia a luat foc. Însă, acolo, pompierii care veniseră să stingă incendiu, au venit cu apă, cu spumă chimică, cu CO2, cu, mă rog, cu ce aveau ei, cu apă la vremea aceea. Când punea apa, pompierul observă că parcă punea benzină. S-a prindea și mai tare. Acela era un foc veșnic. Când Dumnezeu dă foc din cer, nimeni nu-l poate stinge. Dacă pui apă, ia foc mai mult. Totul devine combustibil. Și apa arde când Dumnezeu dă focul veșnic. De aceea se spune în Proverbe că pentru cel rău este o topenie, este foc. Farmecul comodității, odihna indiferenței și a obișnuinței, căldura inocenței sunt rechine sufletului. Când în joc sunt interese veșnice, ce mai sunt toate acestea? E un acrostih. Foc. Foc. În Proverbe, capitolul 18 cu 11, este scris: averea este o cetate întărită pentru cel bogat, în închipuirea lui este un zid înalt. E protejat, e sigur, apărat, n-are niciun fel de probleme. Dacă aș fi să mă duc un pic în domeniul simbolic al zidului, prezența televizorului în bucătărie și în sufragerie a pus un zid între mine și soția mea. Pentru că unul se uită la un program acolo și unul se uită la un program acolo. Și nu mă exclud în categoria asta. Vreau să spun. Faptul că n-am făcut cum a vrut soția mea sau nu fac cum vrea soția mea, s-ar putea să determine în celălalt partener, dacă nu sunt atent la relația de iubire și dragoste pe care Dumnezeu a realizat-o,
să se nască un zid invizibil și să dispară comunicarea. Și știți, când dispare comunicarea între soț și soție, este începutul distrugerii căminului acela. Când dispare comunicarea dintre soț și soție, este începutul nimicirii căminului. Când dispare comunicarea dintre copilul tău, dintre copilul meu și el, indiferent cât ar fi de căzut, este începutul despărțirii veșnice de copilul acela. E un zid ridicat. Ca să nu mai vorbim că păcatele noastre, chiar comise și la nivelul minții, îl determină pe Dumnezeu să așeze un zid între mine și el. Zidul acesta este un zid fonic, absorbant. A făcut cineva vreodată audiogramă la panduri, jos în subsol? Așa, n-ați văzut că dacă stau la distanță de cum stau cu Ciprian și vorbesc la nivelul acesta, abia mă aude. Este atât de absorbe atât de bine pereții sunetele încât nu se mai întorc. Noi ne auzim acum că este amplificat sunetul și pentru că se reflectă undele în pereți și se întorc. Dar acolo, în camera aceea, sunt pereții foarte groși, nu se aude absolut nimic, te doare liniștea, e prea liniște, e ceva anormal, parcă îți țiuie urechile. Dar trebuie făcute aceste condiții acolo pentru ca să poată specialistul să determine dacă ai o hipoacuzie sau o hiperacuzie. Pentru că el trebuie să-ți dea un tratament, să-ți pună proteza și nu ți-o dă oricum. Ei, zidul acesta care este, ridicăm noi cu păcatele noastre făcute voit, îl determină pe Dumnezeu să nu mai audă nimic. Să nu mai audă nimic. Intrați pe YouTube și scrieți acolo cuvântul acesta. De ce nu ne ascultă nouă Dumnezeu rugăciunile? Și o să dați peste un călugăr care făcea el nu știu ce, un rus. Și este sugestiv filmulețul. Dar din toată biserica aia plină, decât rugăciunea sinceră a unui copilaș care stătea în genunchi în afara bisericii, era preocupată de aceea era auzită în cer. Restul, toate rugăciunile de acolo și gândurile lor erau preocupate nu cu închinarea, nu cu rugăciunea, ci de vecinul. Era venit îmbrăcat în costum să-mi facă mie în necaz. Dirijorul la cântă mai bine, dacă eram eu, deja mi-o corul cânta mai bine. Fel și fel de gânduri te surprinde în biserică când vii la închinare. Și se ridică un zid între Dumnezeu care ne cheamă aici și mesajul pe care El trebuie să mi-l dea sufletului meu se oprește în zidul care îl ridic eu când vin aici. Și plec poate mai dezamăgit, poate mai frustrat, poate mai trist, poate mai necăjit decât am venit la biserică. Cum începea textul din straja de azi dimineață? Cine are urechi să audă? Dați-mi voie că eu v-am mai spus dumneavoastră, dacă tehnica asta a adus aici așa de multe, de ce să nu mă folosesc de ea? Începe un nou capitol în 1 august. Suntem în 1 august și capitolul acesta se referă, este dedicat în fiecare zi a lunii august despre responsabilitatea noastră. Cine are urechi să audă. Să audă. De câte ori soția mea îmi spune, uite, bagă și tu aspiratorul și eu zic, sau nu-i răspund, dar ăla rămâne tot acolo, bă. Sau vezi că nu ți-ai strâns masa și tac, dar nu zic nimic, dar ea tot acolo rămâne strâns. Sau spun fetiței, vezi că m-am împiedicat de două, trei perechi de încălțăminte la ușă și eu i-am pus acolo în pantofor. Nu spune nimic, dar tot acolo îi găsesc. Nu ne auzim. Nu ne auzim. Dar de ce? Avem probleme cu auzul? Ne-a prins curentul? Avem otită? Ce se întâmplă? Care e problema? Ne mai iubim? Ne mai respectăm? Îl mai iubim pe Dumnezeu? Știți, Dumnezeu când bate în fiecare dimineață la ușa inimii dumneavoastră, să știți că atunci când ne trezim, mie îmi place să cred că Dumnezeu m-a trezit. Și de multe ori, chiar dacă mă culc la ora 12 noaptea, la 1 noaptea, la fix
5 fără 10, fără 3 minute, mă trezesc fără ceas, chiar dacă sunt obosit. Mie îmi place să cred că Dumnezeu îmi trezește urechea, cum spune El în Biblie. În fiecare dată Tu, Doamne, îmi trezești urechea și îmi spui despre bunătățile Tale, care se renuiesc în fiecare zi. În fiecare zi. Bătaia Dumnezeu la ușa sufletului meu și al dumneavoastră este foarte... n-are scopul, nu are menirea ca să te sperie, să sări cine a bătut. Nu bate cum bat jandarmii când vine să aresteze un interlop. Ăia vin cu tunul, vin cu berbecul ca să rupă ușa. Ăia când a dat, ți-a sărit inima, parcă ești brusc, de la 60 de bătăi se duce la 130, 140 de bătăi pe minut pulsul, de frică și de teamă. Ziduri. Atunci când El îmi bate la ușă și eu nu-i deschid, am lăsat ca zidul să mă despartă de Hristos. Atunci când văd pe cineva care are nevoie de un ajutor și mă fac că nu văd, am făcut un zid care îl face pe Dumnezeu să plângă. Pentru că nu așa a făcut El. Sate întregi pe unde mergea Mântuitorul. După ce trecea, nu mai era niciun plânset, nicio boală, nicio suferință, era liniște. Liniștea binecuvântării și vindecării, liniștea împăcării omului cu Dumnezeu. Ați auzit cumva că cineva din blocul dumneavoastră are probleme, e bolnav, care lipsuri? Ați auzit pe cineva, v-ați interesat de lucrul acesta? Suntem chemați ca biserică să dărâmăm zidurile prejudecăților, ideilor preconcepute, să ne dărâmăm imaginea aceea că eu aș fi un titan în credință și acela este un nimic, ba dimpotrivă, să mă văd pe mine un rob netrebnic, dator să mă duc la acești oameni și să le spun cât este de bun Mântuitorul nostru. Dar zidurile acestea mă încorsetează. Se spune că în mănăstirea, la mănăstirea de Purtea de Argeș, meșterul Manole ar fi zidul pe Ana acolo. Și Ana spune, zidul rău mă strânge, viața mi se frânge. Dar Manole zidea și iar zidea și iar zidea. Ca să se elimine blestemul. Ca să se elimine blestemul. Blestemul este peste noi din cauza păcatului. Din cauza păcatului putem deveni blestemați. Blestemat înseamnă să nu ai protecția lui Dumnezeu și să nu fii binecuvântat de Dumnezeu. Să mai citim câte ceva. Ceea ce spuneam mai devreme, nelegiuirile voastre pun o zi de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele vă ascund fața Lui, vă împiedic și îl împiedică să vă asculte rugăciunile. Pentru cel care păcătuiește voit, până și rugăciunea lui este o scârbă, spune Dumnezeu în Biblie. Ați încercat cumva, fără să vreți, să luați o lingură într-o mâncare alterată și să vină repulsia aceea, scârba aceea biologică? Cu mult mai mult Dumnezeu este scârbit de păcatele noastre decât acea scârbă biologică. Sau când treci fără să vrei, dai cu nasul de sep, un animal omorât de mașină pe drum și este în putrefacție. E disgrațios, nu mai mănânci ziua aia. Sunt unii care nu mai mănâncă. Aveam un coleg de serviciu care dacă îi spuneai de un astfel de eveniment, făcea post până mâine, că nu mai putea să mănânce. Și atunci ei mâncau mâncarea. Și când știa că n-au mâncare, hai să îi mâncăm mâncarea lor. Păi cum? Am o metodă. Și îl provoca și la mâncare. Observați? Satana așa vrea să facă, vrea să altereze cuvântul lui Dumnezeu ca să ascultăm învățăturile lui nimicitoare. Prezintă cuvântul ca și cum ar fi alterat, ne provoacă repulse, ne îndepărtează. Așa vrea. Asta este stricăciunea lumei datorită lui, acestui înger netrebnic. El face ca să vedem răul, bine și binele rău. Dar vai de aceia care își pierd discernământul spiritual. Vai de aceia, cum spunea Iisus în Luca 17, mai bine i s-ar lega o piatră de moară și ar fi înnecat în mare, decât să facă să cadă unul dintre micuții.
avem copilași aici. Gândiți-vă foarte bine la ei, la destinul lor. Gândiți-vă foarte bine la ei. Dumnezeu ne va cere socoteală de ei. Ce poate să ofere Dumnezeu unui om decât un cadou drag ca un copilaș? Și să te lege pe tine ca mămică de acel miracol extraordinar să se zămizească în tine, să-i simți mișcările, să vorbești cu el. Pe urmă, când îl vezi, să nu mai poți, să uiți durerile tale ale nașterii, de dragul lui. Așa s-a petrecut în viața lui Enoch. Această frumoasă experiență, a înțeles ce înseamnă să fii fiu și tată. Și s-a hotărât să nu mai lase zid între el și Dumnezeu. Cea mai bună rețetă pentru dispariția tuturor zidurilor din viața mea, în drumul meu către casă, este să umblu cu Dumnezeu zi de zi. Și nu vor fi ziduri în viața mea, în familia mea, în copiii mei, la locul meu de muncă, nicăieri nu vor fi, nici în mintea mea nu vor fi ziduri, pentru că Dumnezeu are grijă. Are grijă de lucrul acesta. Te voi face pentru poporul acesta, Ieremia 15:20. Te voi face pentru poporul acesta ca un zid de aramă. Ei se vor zbăi cu tine, dar nu te vor birui. Căci eu voi vrea să te scap, să te izbăvesc, zice Domnul. Te voi face ca un zid. În cel de-al doilea război mondial a fost numit prim-ministru al Marii Britaniei, Winston Churchill. Și el a fost recunoscut prin discursurile sale celebre, extraordinare discursuri avea. Știți ce făcea omul ăsta ca să aibă inspirație să scrie un material? În fiecare zi își lua halatul, își chema servitorul, tu îmi dai cărămizi de la mână și mortar. Zidea un zid de 200 de cărămizi. Și fiecare cărămidă era un zid, un cuvânt. Fiecare cărămidă era un cuvânt. În felul acesta el a scos aceste memorabile discursuri care le-a avut. Și ce a putut să facă omul ăsta? Cum a putut să-și motiveze el poporul ca să-i nimicească pe cei care vreau să-i distrugă țara? Și a nimicit pe ei acasă, la ei. I-a nimicit, aviația engleză i-a nimicit în curtea lor, pe poporul cotropitor. Pentru că acest om a zidit. Un cuvânt poate să te zidească sau poate să te distrugă. Un cuvânt poate să fie un zid nimicitor sau un zid de salvare, un zid de apă care să te scape. Depinde cine vrei să te inspire să zidești. Zice, dacă cineva aude cuvintele mele, spune Domnul Hristos, și le face, îl socotesc un om înțelept care și-a zidit casa pe stâncă, pe fundament. Vin șuvoaiele, vin păraiele, vin furtunile, lovește, rămâne în picioare. Dumnezeu spunea despre cuvântul său, nu este cuvântul meu ca un foc și ca un ciocan care sfărâmă stânca? Nu poate fi învins copilul lui Dumnezeu care umblă cu Dumnezeu, ca Enoș. Nu poate fi învins. Dumneavoastră sunteți niște oameni invincibili dacă hotărâți cu fermitate să umblăm ca Enoș zi de zi. Nu ne poate învinge nimic pe pământul acesta, pentru că noi mergem în armata lui și n-are cine. În Zaharia, capitolul 2:5, este ceva de o frumusețe deosebită. Eu însumi, zice Domnul, voi fi un zid de foc împrejurul lui și voi fi slava lui în mijlocul lui. Eu. Bine ați venit, frate. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu, când se oferă să-mi fie mie zid, El se oferă să mă apere pe mine de mine. El vine și face ordine în mine, dărâmă zidurile din mine, ale prejudecăților, ale răutății, ale lăcomiei, ale tuturor acelor
17 caracteristici ale firii pământești spuse în Galateni 5. Dumnezeu mă curăță și din interior, dar are grijă și de exteriorul meu. Și Ellen White va primi o frumusețe care va fi inegalabilă în cer. Ce unealtă! Ce mai om! Ce mai om! Surorilor, mamelor, fiicelor, aveți un model, Ellen White. Nădăjduiți, nevoiți-vă să fiți ca ea, să-i mâncați pe pâine opera. Și o să vedeți unde vă ridică Dumnezeu. O să vedeți unde vă folosește Dumnezeu. Nu e de mai puțin folos și mai puțină importanță și noi, bărbați, dacă vom mânca din pâinea aceasta. Pentru că înțelegeam noi doctrina sanctuarului dacă nu ne explica ea. Înțelegeam noi pilda cu talanții. Puteam noi să coroborăm pilda cu talanții cu celor 10 fecioare dacă nu înțelegeam scrierile acestei femei. Puteam să înțelegem noi ce este dăunător și ce este benefic pentru sănătate dacă nu o inspira Dumnezeu să scrie despre importanța zarzavaturilor și legumelor în viața noastră și a mâncării sănătoase? Uneori mă trezesc un simțământ de regret, dar nu este un simțământ păcătos care să îmi creeze invidie. Când văd că tinerii fac legământ și intră în viața lor cu Dumnezeu, mai de tine decât am intrat eu. Mie mi-a trebuit să stau 33 de ani în lumea asta care mi-a distrus, aproape m-a distrus. Eu sunt convins că dacă Dumnezeu nu intervenea în viața mea, eu nu mai eram viu astăzi. Pentru că alunecasem așa ușurel, cât un păhăruț, cât un păhăruț, unul într-un anturaj, într-un anturaj, și ficățelul mi-era făcut praf. Dar îi mulțumesc Dumnezeu că m-a scos în această lume. Dar într-o noapte ucenicii l-au luat și l-au coborât pe un zid, dându-l jos într-o coșniță. E vorba de Pavel care vrea să... Zidul te poate salva, dar te poate și omorâ. Și în final, cetatea aceea, Noul Ierusalim, era înconjoată cu un zid de o frumusețe inegalabilă. Este descris aici zidul acesta, dar cu totul altfel va fi când îl vom vedea cu ochii noștri. Era înconjoată cu zid mare și înalt, avea 12 porți și la temelii 12 îngeri și pe ele erau numele celor 12 seminții ale lui Israel. Câte temelii avea zidul cetății Ierusalimului de sus? 12. Din ce era făcut? Ce nume era pe ele? Subiecte de meditat de numele apostolilor. Sigur că da. Poate cineva să-mi spună pe nume toți apostolii Domnului Hristos? Așa, fără nimic, fără Biblie, fără nimic? Așa, într-o simplă citire? Care au fost apostolii a 12? 11, care a rămas Iuda. Vedeți? Nici măcar nu țin minte de un 12, sau poate cineva, un copil, poate un copil mă poate ajuta, dar poate un adult mai puțin. Să-mi spună repede, pe de rost, așa, fericirile, cele nouă fericiri? Aici, cred că poți să mi le spui, dar copiii cred că le știu mai bine. Dar ce spuneți dacă v-aș ruga să-mi spuneți mie un psalm așa, nu 23, nu 23, nu 23, ăla este pentru pui. Un psalm așa, ca psalmul 46, da? Dar cine poate să-mi spună că psalmul 51 a fost experiența lui, vieții lui? Eu pot să spun lucrul ăsta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a zidit în mine o inimă nouă și mi-a dat un duc nou și statornic. Îi mulțumesc Dumnezeu pentru dumneavoastră. Sunteți familia mea pe care vă iubesc foarte mult și vă port în rugăciuni. Și să o faceți și dumneavoastră în dreptul meu. Noi suntem familie unii altora și când suntem la greu să ne sprijinim în rugăciuni pe alții. Că spune în Maleahii, Domnul a luat aminte la ceea ce au vorbit ei și a scris acolo o carte de aducere aminte care nu se va uita. Niciun cuvânt de zidire spus cuiva unui suflet care are nevoie nu va fi trecut cu vederea la raportul vieții noastre. Și ce important și cât de ușor poți să-l spui. Cât de ușor poți să-l spui. Nu te costă nimic. Nu plătești impozii pe cuvinte. Nu.
Plătim pentru stâlp, pentru altceva, dar pentru asta nu. Dacă ai piscină particulară, plătești impozit pentru ea. Dar pentru un cuvânt de zidire nu plătești impozit. Rog pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Surpas, frații mei, surorile mele, zidurile dintre voi, dintre noi. Lăsați-L pe Dumnezeu să zidească Ierusalimul în inima dumneavoastră, ăla de sus. Ăla este locul unde trebuie să mergem. E frumos, e neasemuit de frumos. Și dacă este o persoană vrednică de crezare, este numai Dumnezeu. Eu te pot înșela, te pot păcăli, pentru că inima mea este înșelătoare. Dar inima lui Dumnezeu nu. El te iubește și ce spune are și putere să fac. Amin. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, închidem serviciul divin cu imnul 643. Mâna ta, Iisus, mâna ta. Și te rugăm să ne ajuți atât cât ține de noi să înlăturăm și lui zidurile din viețile noastre. Că nu ține de noi, Doamne, te rugăm pe Tine să ne înlăturezi, să ne înlături și să ne ajuți ca să nu există niciun zid nici în relația noastră unii cu alții și nici în relația noastră cu Tine. Îți mulțumim pentru toate și te lăudăm prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Serviciul divin de dimineață s-a încheiat. După amiază ne vom întâlni la ora 18. Astăzi nu se va ține cursul de prieteni, dar vă rog să vă pregătiți până săptămâna viitoare pentru lecția 8, îndreptățirea prin credință. Este excepțională lecția. Am materialul. Aș vrea să vă comunic faptul că programul rămâne neschimbat. Ne întâlnim vineri seara la ora 20. Dimineața zilei de sabat începe cu ora de instructori. Astăzi când am ajuns era încuiată adunarea și întristasem un pic că nu o să fie nimeni la instructori. Până s-a terminat ora s-a ținut lecția și a fost o lecție foarte frumoasă. Am un bilețel de la o soră care are nevoie de, vă rog spuneți dumneavoastră cu glas tare, ce ați dori. Trei persoane, nu? Trei persoane, eu și un băiat, da.
Dacă cineva cunoaște și poate să oferă găzduire, am înțeles că se oferă și 5.500.000-6.000.000. Da. Așa. Dacă putem să facem un bine, să-l facem. După amiază, mulțumesc frumos, sora, după amiază ne vom... eu nu voi fi în comunitate, va trebui să plec din București, am o urgență. Va fi ora de experiențe pe care o va prezenta sora Carmen Mirică. Vă rog să veniți, chiar dacă se face cald afară, mai dăm drumul pe aici, chiar dacă mai îl oprim, îl mai pornim. Veniți, pentru că ne așteaptă Domnul, este ziua Lui, este ziua noastră de întâlnire cu El și trebuie să fie o bucurie minunată. Domnul să fie cu noi până ne vedem.